Hei, bine v-am regăsit. Ce faceți, iubiții mei? De fapt, nu pot să vă întreb ce faceți voi, pentru că eu știu sigur ce fac. Și culmea că ce fac, mergem, da, am o cazma în mână și niște chestii de-astea și mergem să prindem un păianjen mare. E păianjenul acela care vi l-am arătat eu în vlogurile trecute, nu știu cum se vede, că deja bate soarele destul de ok, îmi ia și părul din cap. Deci am găsit aici în grădină, că spuneați și mă întrebați care merg, domne, de unde iei tu păianjenie? Deci iau, sau unde trăiesc păianjenii ăștia mari așa, și eu le spun că domne, de la mine, de aici din grădină. Nu vrea nimeni să mă creadă. Ce vreau eu să fac acum? Vreau să vă arăt cum se prinde cu o lumânare un păianjen vagabond, e păianjenul ăla mare. De fapt îi spune și gărgăune, deci ar fi gărgăune acest păianjen, iar în termenii originali ar fi păianjenul lup. Haideți să întorc camera să vedeți cum se vede. Așadar, uitați cum arată o gaură de gărgăune, vedeți? Și vom rupe această lumânare, o vom plasa înăuntru și el va mușca și imediat va ieși afară. Sper că va ieși afară, iar eu am să pun acest capacel pe el frumos, așa, pac, pac, pac. Deci suntem la vânătoare de păianjen, să vă trăiască familia voastră. Și când a ieșit, pac, am pus asta pe el. Păi, în primul rând, trebuie să rupem această lumânare și să îi oprim decât să facem praf această lumânare și să oprim decât vârful. Haideți că țin cu piciorul stabilizatorul video, filmez cu gimbalul acela, încercăm să scoatem toate... s-a rupt. Ne trebuie să fie cât mai lungă. Dar n-are nimic, ajunge și așa. Dacă nu înădesc cața, deci trebuie să fărâmăm această ceară, pentru că cel mai mult în general poate să fie gaura foarte adâncă și nu ajunge până la el. Ați văzut cu camera endoscopică, ați văzut cum arată și cât de fioros e. Haideți să încercăm să-l scoatem afară. Dacă nu avem combinația numărul 2, e prea mic, o să mai iau eu o ață. Dacă nu, vom încerca combinația numărul... Da, nu, e prea mic. Hai să mai înădim cu ceva. Haideți că am înădit-o. Ia uitați, cam așa arată. Pentru că trebuie să fie, să zic așa, de vreo 30 de centimetri, că unele vizuini sunt foarte... foarte adânci și o să încercăm așa ușor totuși să păstrăm și această sfoară să fie cât mai finuță, să nu se desfacă sau să se agațe pe undeva. În general merge și cu o oață mai tare, cu gută. Ia,
bate și vântul. Și vă să încercăm ușor așa. E ca la pește aici, să trăiască familia voastră. Agățat, ați observat? Ia uite. Deci eu simt cum ați observat. Ia să vedem, se văd colții, ia uitați colții. Observați? Hai să vă arăt, să dăm un click pe această lumânare și să vedeți colții, ia uitați cum se văd colții. Vedeți? Se văd colții unde s-a înfipt. Ia uitați. Deci a cam înțepat de câteva ori lumânarea, pentru că eu când am rupt-o n-aveam cu ce să o înțep, dar el are colții. Trebuie dovadă, ia să încerc eu să mai îndrept lumânarea, să-i șterg colții trecuți, ca să mai face alți colți, să vedeți cum se face. Observați că stă dreaptă și ia uitați. Observați cum a agățat-o? Și-a dat drumul, ați văzut? Ia uitați cât a col... Mamă, de aici copac! Stați că trebuie să-i dau un zoom să verificăm ce și cum. Uitați cum arată o mușcătură de păianjen. Credeți-mă, ați văzut în video ce dinți ascuțiți are? Uitați cum facem. Haideți să curățăm, să ștergem colții ăștia vechi, să o facem lumânarea finuță. Și să încercăm să vedem altă mușcătură. Vedeți? Deci e curată lumânarea, da? Observați? Nu se văd urme foarte puternice de mușcătură. Deci e curată. Și acum să pescuim din nou. Ia să vedem. Să vedeți ce... Agățat-o. Ia uitați. Vedeți cum mă ține întins? Ați văzut? I-a dat drum. Hai să verificăm ea. Băi, fraților, deci n-are de ce să se agațe înăuntru, nu să rădăci, nu-i nimic. Ați observat cum îi dă drumul? Ia să îi dau click aici pe imagine. Ia uitați. Deci credeți că s-ar înfinge și într-un deget acești colți? Ia uitați. Hai să mai curățăm încă o dată. Deci curățăm această lumânare. Observați? Curățăm fiecare... Deci nu mai se văd urme. Uitați cum arată acum, da? Ia uitați, o vedeți? Deci e fără dinți în ea, fără colți, fără strâmbături mari, mă refer. Da? Și încercăm iar. Ca să vedeți cât de puternică e mușcătura păianjenului lup. Sau gărgăuni. Ia uitați. Ați văzut? I-a dat drumul. Și haideți să ne uităm din nou. Și eu am să scot gărgăunele ăsta pentru elevii mei frumoși. Ia uitați. Vedeți cum bagă colții? Ia uitați. Vedeți ce-i face la lumânare? Ce vorbești, mă? Bear Grylls și cu mine suntem colegi de clasă. Ia uitați, vedeți cum a băgat colții? Gândiți-vă că o să prindă o grămadă de insecte fluturași și nu mai au scăpare din colție. Hai să încercăm să-l dăm afară acum. Deci eu așa îi scoteam afară. Am mai mușcat odată, s-a simțit. După cum se observă, am mai tras. Dar nu prea vrea să iasă, cred că trebuie să-l scoatem cu forța de acolo, ori să torn apă.
Da, e clar, am să-l scot cu forță. Ia uitați, frații mei, îmi pare rău că nu e nimeni cu mine să mă ajute, dar îl voi prinde singur. Bineînțeles că nu mi-e frică, doar că nu are cine să țină camera. Ia să vedem dacă îl vedeți. Ia uitați, îl vedeți în mare? Uitați-l aici, ca să vă faceți o idee. Ia, o să dau un zoom pe el. O-l observați? E, acum l-ați văzut? Da, e foarte mare, ia uitați cât am eu pe înseta. Mamă, și se vede pe dinții lui urmele de... Eu nu prea pot să fac că bate soarele în telefon, nu mă ajută cu nimic, dar sper ca la montaj să se vadă bine. Deci, credeți-mă, se simt dinții când încearcă să muște penseta. Se simte colție, mă. Oh shit, oh fuck. Să nu vă vine să credeți, da? Deci avem un gărgăune pe aia în genul lup, foarte mare. Ce să mai, asta e tarantula românească. Da? Vedeți cât e mâna și cât e el. Vă faceți o idee, stați un pic, era zoom-ul activat, așa, vedeți? Știți ce o să facem data viitoare, în alt episod? La vânătoare de păianjeni o să mai luăm tot așa un păianjen ăsta periculos, o tarantulă de-asta românească mare, dar diferența e că o să turnăm, nu știu, o să torn, cred că aluminiu încins sau ceva, ca să vedem cum are el cușca, după ce îl scoatem de acolo, cum are el cușculița lui acolo unde stă. Observați ce mare e? Ia uitați. Și colții absolut periculoși. Ia uitați. Gândiți-vă, am făcut poză cu ăsta pe mână. E foarte rapid, îl vom vedea cum mănâncă muște, broscuțe, ale. A început seria cu nebunii.